Acest program conține plasare de produse. Astăzi, în emisiune, interpretul Pașa Parfenii urcă la volanul unui simulator de Formula 1, după care își încearcă puterile pe circuitul Autostrada. Sunteți în căutarea unei mașini compacte de oraș la mâna a doua? Astăzi aflăm totul despre Opel Corsa cu anul de producție 2008. Este un automobil de clasă premium, destinat familiștilor. Are tracțiune pe roțile din față și un motor turbo cu doar 3 cilindri. Acesta este noul BMW seria 2 activ Tourer, venit de curând în Moldova și testat de Autostrada. Este unul dintre cei mai buni interpreți de muzică ușoară din țara noastră, care a avut șansa să reprezinte Moldova și la Eurovision. Vorbesc despre Pașa Parfenii, care este în studioul Autostrada. Pașa, mă bucur să te văd. Salut, în studioul nostru. Când ai înțeles tu că, uite, vrei să devii interpret, sau când ai descoperit că ești bun în muzică? Playa Lor Hero, probabil era primul concurs la care am participat eu, dacă nu mă greșesc, se numea anume așa. Dar nu știu dacă ești la curent, dar părinții mei sunt muzicieni și mama e profesoară. Și tata e cântăreț, lăutar cântă pe la nunți. Și de asta nici la 5 ani, nici la 6, nici la 7, nu prea am avut eu... De unde să aleg, știi? Care a fost prima ta evoluție pe scenă și din câte ți reamintești, ai avut emoții mari sau nu? Dacă să vorbim despre prima evoluție, nici nu mai țin minte. Probabil era una pe la grădiniță. Ai participat și la o sumedenie de concursuri, atât în țara cât și în afara ei. Le mai știi deja care a fost numărul acestor concursuri și ce rezultate ai avut în ele? Cel mai important concurs, normal, este al vostru. Concursul la Autostrada. Și eu sper foarte mult că și aici am avut rezultat destul de bun. Ai avut un rezultat foarte bun, despre el o să vorbim un pic mai târziu. Următorul e un pic mai mic, Eurovisionul. Și totuși Eurovisionul, în comparație cu alte concursuri, ce ai învățat nou din el pentru tine? Nu degeaba... Se spune că Eurovisionul este un concurs important, pentru că primul ce schimbă el, asta el te schimbă pe tine însuși. Pentru că tu devii cu mult mai organizat, cu mult mai responsabil și așa mai departe. Totuși te urmăresc. 220 de milioane când am participat eu. În general, ratingul Eurovisionului în Europa a fost undeva la 220 de milioane de persoane. Este foarte mult. Asta te-a făcut ca să te simți un pic stresat sau emoționat? Exact. Te face ca să gândești la orice minut, la orice 5 minute ce faci tu. Bine că eu am 5 minute, eu vreau să dorm, să mă odihnesc. Deci altceva deja, tu devii alt gen de persoană. Ce planuri ai de viitor? Tu știi, deja am câteva piese gata și nu mai abia aștept. Și mă gândesc, în primul rând, mă gândesc care o să fie cea mai reușită lansarea din ei, trebuie să vă aleg. Probabil o să fie una totuși piesă veselă, la ultima a fost baladă. În ultima perioadă, totuși, mă atrage la muzică de balade, mai muzică, știi, mai lentă, mai pentru suflet, nu știu, da? Cred, devin probabil, mai romantic, da, sau devin, cum? Da, eu simt că devin mult mai romantic. Dar până la urmă și societatea cere și public cere totuși muzică mai veselă și de-aia probabil că o să fac piesă, ea că a fost baladă, acum o să fie piesă veselă, piesă mai rapidă. În mai sper că o să scot următorul clip. Deci în mai așteptăm următorul clip de la tine. Avem o mică provocare pentru tine aici în studioul Autostrada. Am pregătit chiar un simulator de Formula 1, unul foarte interesant și sunt sigur că și cei de acasă ar vrea să te vadă cum te vei descurca, motiv pentru care revenim aici în studio în câteva clipe.
Iată că acum a venit momentul ca Pașa Parfenii să ne arate cât de bine se descurcă cu provocarea noastră. Pașa, avem un simulator de Formula 1 în fața noastră. Ai mai avut ocazia să le încerci? Prima dată. Prima dată. Te invit să te așezi. Deci, este un simulator foarte sofisticat. Are tot felul de controle. Tu va trebui să apeși doar pe accelerator și pe frână. Cutia este în automat. Obișnuiești să te uiți la Formula 1? Sincer, nu. Nu. Ok. Haideți să vedem cum se va descurca Pașa Parfenii cu acest simulator. Unul care, de fapt, a fost încercat chiar și de Mark Webber, fostul pilot de Formula 1. Hai să încercăm. Suntem la start. Ești gata? Da. Unde? 3, 2, 1. Foc. Foc. Mergem. Vezi că ai un viraj la stânga aici și Hamilton este chiar în fața ta. Vezi că ăsta vrea totdeauna să câștige. Unul din cei doi din fața ta. Ești pe poziția a treia, viraj la stânga foarte brusc. Frânăm. Așa, un pic de gazon. Cineva de la Ferrari vrea să te întreacă. Mergem mai departe. Alonso, spaniolul ăsta, a trecut în fața ta și Massa. Doamne, firește! Pașa, ca noi moldovenii știm să mergem repede și tare. Ești pe 8, acum frânăm. Așa, dreapta. Ce a fost mai ușor, circuitul nostru sau Istanbul Park? Circuitul vostru e mai... știi cum e, mai... Mai realist. Mai realist, da. Aici eu totuși... Cumva merge el... Atent. Hai că aici ai reușit să mergi și cu 300 de kilometri la oră. Să frenez. Care e viteza cea mai mare cu care ai mers tu vreodată? Uite, dar cum trebuie să de frânat înainte de... Cel mai bine e să frânezi înainte de viraj, după care intri în el și apeși acceleratorul. Cam așa, dar bine, nu prea bine am intrat eu. Am intrat bine, dar lent. Unde sunt toți? Cred că o să te ajungi din urmă. Haideți că am văzut acum cum s-a descurcat Pașa Parfenii pe circuitul Istanbul Park din Turcia. Uite ce faci. După care revenim un pic mai târziu tot aici în studio. V-ați întrebat vreodată care sunt cele mai fiabile automobile second-hand? Noi am cercetat acest subiect și am organizat un top. Haideți să vedem care sunt cele mai fiabile mașini rulate din Europa. Mai bine de 85% din moldovenii care își doresc o mașină optează pentru un automobil second-hand, importat din Germania. De curând, în această țară a fost anunțat clasamentul celor mai fiabile mașini rulate, iar așa cum era de așteptat, modelele germane sunt din nou în top, urmate de cele asiatice. Cunoscut sub numele de TÜV Report, topul este împărțit pe mai multe categorii în funcție de vârsta mașinilor. Astfel, la secțiunea 2-3 ani, 9 din primele 10 modele sunt mașini germane, premium sau care fac parte din nișa de lux. Porsche 911 este singurul care se află între primele 4 la toate categoriile, inclusiv pe primul loc în 3 din cele 5 cazuri. Primele 5 modele la categoria 2-3 ani sunt Mercedes-Benz SLK, Audi A6, Mercedes-Benz GLK, Porsche 911, BMW Z4. SLK are o rată a apariției defecțiunilor de doar 2,4% după primii 26.000 de kilometri. În schimb, cel mai bun raport îl găsim la A6, care după circa 62.000 de kilometri are o rată de doar 2,9%. Cu cât mașinile înaintează în vârstă, topul se schimbă, mașinile scumpe fiind înlocuite de cele din segmentul de mijloc. Cum majoritatea automobilelor aduse din Germania pe piața internă second-hand au peste 5 sau chiar peste 7 ani vechime, aceste segmente ale topului sunt cele mai reprezentative pentru mașinile care circulă pe drumurile din Moldova. Astfel, la categoria 4-5 ani, pe primul loc se află Mazda 3, cu o rată a defecțiunilor de 5,4%, la un rulaj mediu de 56.000 de kilometri. Porsche 911 se menține în top și la această secțiune, ocupând locul al doilea, cu o rată de 6,4%. Următoarele trei locuri sunt ocupate de Toyota IQ, Toyota Avensis și Volkswagen Polo.
Între cele 129 de modele care au intrat în top în categoria 2-3 ani sunt și modele Dacia Logan, Sandero și Duster. Dintre cele trei, cel mai bine este Sandero, cu o rată a defecțiunilor de 11,2% la un rulaj mediu de 38.000 de kilometri, ceea ce îi rezervă locul 109. Dacă este să ne referim la cele mai nefiabile automobile, în partea de jos a clasamentului am găsit modele ca Ford Galaxy, Fiat 500, Citroen Berlingo sau Alfa Romeo Mito. Topul realizat de unul dintre giganții de pe piața serviciilor auto din Europa, TÜV, se folosește de statisticile interne, astfel că datele au un caracter orientativ. Am revenit în studio împreună cu Pașa Parfeni, cu care vom discuta despre automobile de această dată. Care a fost prima ta... Destul de straniu, tema pentru discuții. Care a fost prima ta experiență la volanul unei mașini și când se întâmplă asta? Deci aveam eu 5 ani și un vecin avea, nu mă țin minte ce mașină, îți dai seama, poate era un Moscovici, și mi-a permis, deci noi am mers cu el, împreună la volan, am mers vreo 10 metri în curte, și până acum țin minte acest moment. Și după asta ai mai avut ceva posibilitate, nu știu, să conduci mașina sau deja când ai mers la școala auto ca să-ți iei și permisul? Atunci, într-adevăr, tata meu nu avea mașina și de asta numai când deja am mers la școală. Dar care a fost prima ta mașină? Prima mașină era Honda Civic Coupe 2008, culoarea roșu. Îmi reamintesc acea mașină încă de vreo câțiva ani în urmă. O mai ai, apropo? Nu, am vândut-o. Bine, avea... De ce? Motivul din care... De ce am vândut-o? Pentru că avea numai, cum se spune, trei uși, nu? Da. Trei uși. Și de-aia toți prietenii mei m-au sugerat mai multe ori, hai schimbă mașină că nu putem. E greu, foarte greu de urcat în spate. Într-un fel ești egoist, gândești doar la tine și nu și la prieteni. Da. Am înțeles. Acum ce conduci? Acum conduc Toyota Prius. Deci ții mult hibrid, la mediul înconjurător. Și sunt foarte și foarte satisfăcut. Mai mult decât atât, foarte mulți prieteni, chiar vreo 5 am, 5 prieteni care tot au așa mașini. Și poți să imaginezi situația, dacă noi toți 5 ne oprim, 6 ne oprim la semafor, atunci în general nu se aude niciun zgomot. Pentru că chiar... Lucrează doar motorul electric. Și asta este un avantaj foarte și foarte mare. Când te oprești la semafor și... Dar nu vezi niciun zgomot, nu... E liniște totală. Și aer curat, da. Dar spunem, dacă tot ai ales un Prius, ești tu pentru mașinile astea mai eficiente, cele care nu poluează într-atât de mult mediul înconjurător? În sens, pe viitor vei alege tot o astfel de mașină? 100% următoarele mașini o să fie ecologice. Chiar eu puteam să permit o mașină mai scumpă, așa să spunem, știi? Dar nu am vrut și nici nu vreau. Probabil că eu aștept cu nerăbdare când ajunge la noi Tesla. Deja aici vreau să ajung. Da, mașina care 100% deja merge pe electricitate. Și bine, aștept și așteptăm cu nerăbdare când ajunge, mai mult decât atât, când deja o să avem mai multe posibilități a reîncărca așa mașini în Republica Moldova. Este adevărat, abia cu ceva timp în urmă a fost anunțată prima stație de încărcare cu electricitate. Da, am auzit și eu. Energie electrică a bateriilor. Da, am auzit și eu și numai, dar până la urmă 4 ore trebuie să stai. Depinde e de... La această mini-stațiune trebuie să stai undeva vreo 4 ore ca să reîncarci. Nu, este și mult mai puțin, dar iată, cei care au văzut emisiunea de săptămâna trecută, am avut un video cu cineva din Rusia care și-a încărcat bateria la o Tesla într-un mod foarte original. A ieșit în afara orașului și a rămas fără baterie, motiv pentru care singura ieșirea a fost ca să fie tractat de un camion, știi? Și între timp cât era tractat de camionul ăla, se încărca și bateria.
Deci fain, trebuie super. De ținut cont. Și trebuie să ai un prieten cu camion. Deja visez momentul în care se termină totuși era de petrol și noi o să schimbăm modul de viață și o să avem, toți o să mergem cu mașini ecologice. Autostrada merge înainte, încet, încet am ajuns la rubrica știrilor auto, pregătită de colegii mei de la autostrada.md. Să vedem care sunt acestea. Compania Volkswagen a prezentat conceptul virtual GTI Supersport Vision, creat special pentru jocul video Gran Turismo 6 și lansat cu ocazia aniversării a 15 ani a legendarului simulator auto. Astfel, germanii de la Volkswagen se diferențiază de ceilalți producători prin oferta lor compusă nu dintr-un singur concept Gran Turismo 6, ci din două, primul fiind Volkswagen GTI Roadster Concept, prezentat în 2014. Volkswagen GTI Supersport Vision se remarcă prin caroseria sa întunecată construită din fibră de carbon, care contrastează cu jantele sport de 20 de inci vopsite în alb. Kitul aerodinamic este foarte agresiv, cu forme complicate, o sumedenie de guri de aerisire, spoilere, praguri gigantice și o aripă deportantă de dimensiuni generoase, care tronează în partea din spate a automobilului. De propulsia conceptului este responsabil motorul VR6 TSI Twin Turbo de tocmai 503 cai putere și 665 de Nm. Transmisia automată de SG cu 7 trepte și ambreiaj dublu transferă toată puterea motorului către cele 4 roți motrice prin sistemul de tracțiune integrale 4Motion. Pe circuitele virtuale, noul concept Golf GTI va putea sprinta de la 0 la 100 de km la oră în doar 3,6 secunde și va putea atinge viteza maximă de 300 de km la oră. De astfel de performanțe dispune și conceptul Golf GTI Roadster GT, materializat în lumea reală și prezentat la festivalul de tuning Wörthersee. Toți cei care au acasă simulatorul Gran Turismo 6 și dorința de a testa un model nou, deja își pot încerca îndemânarea la volanului conceptului GTI Supersport Vision Gran Turismo, care cel mai probabil nu va fi transformat niciodată în model de serie. Doar 4 locuri la interior, frigider pentru șampanie, măsuțe retractabile și tablete pentru pasagerii din spate. Acestea sunt doar câteva dintre dotările care scot în evidență o nouă ediție specială a actualului Volvo XC90, botezată Excellence. Un nume cât se poate de potrivit pentru un automobil de lux, destinat persoanelor cu posibilități financiare nelimitate. Fiind creat în stilul SUV-urilor de lux individualizate, Excellence va fi apreciat de cei care își doresc exclusivitate și materiale superioare, fiind gata să plătească pentru asta sume exorbitante. Cum poate fi recunoscut noul XC90 Excellence? Exteriorul nu s-a bucurat de prea multe modificări, designerii onorându-l doar cu contururile cromate ale suprafețelor vitrate, care sugerează discret ceva special, ceva ieșit din comun. Noutatea cea mare este interiorul, care, după spusele oficialilor Volvo, este cel mai luxos din istoria de 88 de ani a companiei. Bancheta din spate a fost înlocuită cu două scaune individuale, amplasate puțin mai în spate, pentru a garanta suficient loc la picioare. Pasagerii care vor avea privilegiul să ocupe aceste fotolii confortabile vor fi răsfățați cu ventilație și masaj, iar din fața lor nu vor lipsi tabletele care permit gestionarea unui șir de funcții ale SUV-ului, precum și măsuțele retractabile, cu suport special pentru pahare și funcție de încălzire și răcire. Exclusivitatea automobilului este evidențiată și de prezența unui frigider mic pentru șampanie, cu un set de pahare din cristal create de meșterii suedezi de la Orenfors. Izolarea fonică a fost îmbunătățită pentru un confort sporit, fapt la care contribuie și anvelopele Pirelli, cu rezistență redusă la rulare, dar și un sistem de climatizare regândit pentru a fi mai silențios și totodată capabil să filtreze mai eficient aerul din habitaclu. Acei care își vor dori să-și individualizeze și mai mult noul lor XC90 Excellence vor putea comanda sistemul audio cu 19 difuzoare semnate Bowers & Wilkins, lumină ambientală și tapiserie din piele de mai multe tipuri. Debutul mondial al SUV-ului exclusivist se va produce în cadrul salonului auto de la Shanghai.
Situată pe malul Mării Negre, rafineria Petromidia Năvodari, partea Rompetrol Rafinare și KMG International a înregistrat în anul 2014 un record istoric al materiilor prime procesate. Rezultatele au fost prezentate în cadrul unei conferințe de presă organizată chiar la rafineria Petromidia de către conducerea grupului. Doar în anul 2014, rafineria Petromidia a procesat o cifră record de materii prime, care a trecut de 5 milioane de tone, iar datorită acestui rezultat, cantitatea totală de țiței prelucrate de rafinărie, începând cu anul 1979, atunci când a intrat în exploatare și până în prezent, a trecut de 100 de milioane de tone. Rezultatele obținute se datorează în primul rând investițiilor de peste 1,4 miliarde de dolari SUA, care au fost îndreptate spre modernizarea instalațiilor și trecerea la producția exclusivă de carburanți Euro 5, dar și la îndeplinirea cerințelor europene de mediu. Petrol сегодня это около 8 тысяч человек. Мы представлены в 12 странах мира. Это страны Восточной Европы и Ближнего Востока. Основной деятельностью нашей является это переработка, как я говорил, казахстанской нефти и логистика и ее реализация. Это более 1000 пунктов продаж разного рода автозаправочных комплексов. То есть получается, что мы нашу казахстанскую нефть перерабатываем и доводим до бензобака европейского потребителя. Printre acești consumatori se numără și conducătorii auto din Moldova, care zi de zi beneficiază la stațiile Rompetrol doar de combustibil calitativ, ce corespunde standardelor europene. În prezent, compania Rompetrol Moldova deține 65 de stații de alimentare cu combustibil în țara noastră. Vom lua o mică pauză de publicitate, după care revenim cu un nou Second Test, dar și cu multe alte subiecte captivante. Acest program conține plasare de produse. Vom trece la rubrica Second Test. De această dată o să vorbim despre un Opel Corsa, un model accesibil, compact și foarte popular pe piața mașinilor second hand. Să vedem reportajul. Istoria modelului Opel Corsa pornește încă în anul 1982, atunci când a fost prezentată prima generație a modelului. Pentru că hatchback-ul se bucura de mult succes, în prezent Corsa este unul dintre cele mai importante modele din gama constructorului german. În minutele următoare o să vorbim despre Opel Corsa D, a patra generație a modelului, care a fost produsă până în anul 2014. Este un model foarte popular pe piața mașinilor la mâna a doua, care în mare parte este cumpărat de femei. Să vedem ce poate acest model. Un model ca Opel Corsa este ales în țara noastră în mare parte de șoferii începători, pentru care este și prima mașină. Nu este de mirare acest lucru din moment ce costurile de cumpărare și reparație nu sunt prea mari. Din acest motiv, să nu vă mirați prea tare dacă barele de protecție au fost deja vopsite sau au semne de tamponări mici. Interiorul acestui model nu se laudă cu plastic de cea mai bună calitate, deci oriunde nu aș pune mâna, fie că este vorba de volan sau de aceste elemente din plastic de pe consola centrală sau planșa de bord, dau doar de plastic dur, care nu este foarte plăcut la atingere și care, iată, cu timpul ar putea scârții destul de tare. Un alt lucru pe care vreau să vă-l spun de aici, de la volanul acestei mașini, este că scaunele par să fie ok. O susținere laterală destul de bună, ceea ce este destul de straniu pentru acest segment de automobile. Ei bine, acum că am clarificat și aceste lucruri, să vedem cum merge Opel Corsa D. Spațiul de la interior este suficient pentru ca patru pasageri să poată călători pe distanțe nu prea mari. Cei așezați pe bancheta din spate nu se vor putea bucura de prea mult spațiu pentru picioare, iar adulții ce au o înălțime ce trece de 180 de centimetri au toate șansele să atingă tavanul cu capul. Trecând la portbagaj, aflați că acesta măsoară doar 285 de litri, volum ce poate crește până la 1100 de litri prin rabatarea scaunului spate. Acest exemplar este dotat cu motorul de 1,2 litri ce produce 80 de cai putere, un propulsor care face parte din familia motoarelor Ecotec. Ei bine, acesta poate fi cuplat la cutia manuală cu 5 trepte sau la cea robotizată EasyTronic. Mie nu-mi plac prea tare cutiile robotizate, dar haideți să vedem ce comportament are aceasta pe Opel Corsa D.
Primul lucru pe care vreau să-l verific este cutia. Vă spuneam, este una robotizată. Simțiți cum schimbă treptele? Înainte de a schimba treptele, de parcă nu face decât să frâneze un pic mașina, ca după aceasta să simt că treapta deja a fost schimbată și pot accelera. Deci ideea este că acest schimb de trepte se face foarte tare simțit. Nu trebuie să fie așa ceva, însă, pe de altă parte, asta este ceva specific pentru cutiile robotizate, care în esență nu sunt decât cutii construite pentru a fi manuale, dar iată, pentru a facilita călătoriile unor persoane care nu le place cutia manuală, au făcut așa ca ambreiajul să fie apăsat automat și să fie schimbate aceste trepte. De aici au apărut cutiile robotizate. Nu sunt foarte bine setate, asta este ideea lor, iar acest Opel Corsa D nu face o excepție. Dacă aș fi făcut eu alegerea, la sigur aș fi optat pentru unitatea turbo diesel de 1,3 litri, care oferă în jur de 90 de cai putere și un cuplu suficient pentru ca accelerațiile să fie ceva mai rapide. Însă avantajul propulsorului de 1,2 litri este că acesta consumă în jur de 6 litri în regim urban, o cifră destul de bună pentru cei care nu vor să piardă mulți bani la stațiile de alimentare. Motorul de 1,2 litri, bineînțeles, nu este unul care să vă producă ceva senzații tari. Produce doar 80 de cai putere, vă spuneam, iar accelerațiile cu această mașină vă vor lua o veșnicie. Sprintul de la 0 la 100 de km la oră va dura mai bine de 13 secunde, ceea ce este foarte mult. Dacă vă interesează, viteza maximă al acestei mașini ajunge pe la 170 de km la oră. Deci, acest model este unul de oraș. Trebuie să mergeți cu ea în mare parte doar prin zonele urbane, iar datorită faptului că Opel Corsa este o mașină compactă, veți reuși să vă strecurați destul de ușor prin ambuteiaje sau să găsiți un loc de parcare. Acesta este marele avantaj al acestui model. Plasticul nu scârție aici, cel puțin nu la acest exemplar care a parcurs deja 116.000 de kilometri. Nu aud scârțituri în interior. Acesta este un lucru destul de bun, pentru că dacă sunteți deranjați de ele în orice mașină, atunci iată, în Corsa D nu veți găsi așa ceva. Pe de altă parte, sunetul din exterior pătrunde destul de tare aici în această mașină. Fie de la roți, fie de la suspensie, el totuși reușește să pătrundă aici. Din acest motiv, va trebui să vorbiți ceva mai tare. Asta dacă mai aveți cel puțin un pasager în mașină. Trecând la dotările unei Corsa D, aflați că hatchback-ul poate fi echipat cu geamuri și oglinzi acționate electric, ecran color, sistem de stabilitate, cruise control și multe altele. Cât privește costurile de cumpărare și de servire, aflați că un Opel Corsa D poate fi cumpărat pe piața mașinilor la mâna a doua din Moldova la un preț ce pornește de la 3.500 de euro și care poate ajunge la 8.000 de euro pentru un exemplar produs în anul 2013. Deservirea tehnică al acestui model nu este prea costisitoare. Schimbul uleiului și a filtrelor o să vă coste în jur de 1.000 de lei, iar plăcuțele de frână nu ar trebui să treacă de 500 de lei. Acesta a fost reportajul nostru despre Opel Corsa D, o mașină compactă, bună pentru oraș, care mai este și foarte bună pentru femei. Un alt lucru pe care vroiam să vi-l spun la final este că ar trebui să aveți mare grijă de suspensia acestei mașini, și asta pentru că, în caz contrar, va trebui să intrați destul de des în serviciu. Am revenit în studio alături de Pașa Parfeni, care are multă emoție acum, odată ce ne apropiem de momentul când voi anunța timpul înregistrat de el pe circuit. Pașa, cum crezi că te-ai descurcat pe circuitul nostru? Nervos. De ce? Vroiam și eu să vin cât mai repede, știi? Să fiu primul. Numai de asta. Și cum crezi, după senzația pe care ai avut-o în mașină, ți-a reușit să stabilești un timp bun? Probabil că dacă mai fac încă o dată, atunci o să fie și mai bun. Dar nu a fost rău. Toată lumea ne cere ca să le dăm voie să antreneze mai mult. Da, vă înțeleg. Dar n-ai dat la cel... Nu. Exact. Cum ai mers tu, toți au mers același număr de cercuri. Atunci, deci, probabil că rezultatul meu nu este cel mai rău.
Ok. L-am rugat pe Pașa să vorbească în mașină, să ne cânte poate în mașină, dar el se vede că a fost foarte concentrat acolo, chiar a vrut să facă un timp bun. Când a venit deja la finish, mă gândeam, păi, mă rugat să cânt. Ideea aia totuși eu țineam minte. Da. Probabil erai foarte concentrat. Haideți să vedem circuitul. Așa, am văzut acum prestația ta pe circuit, un record la sigur l-ai stabilit. Dacă Nicu Timofti a zis maxim 5 cuvinte în mașină, tu 0. El încă a vorbit? El 5 cuvinte le-a zis, nimic mai bine, mai mult. Dacă devin taximetrist, atunci o să vină un taximetrist care tace, ce nu e rău. Tu ai avut o prestație destul de bună pe circuitul nostru și ți-a reușit un timp destul de bun, care de fapt este de 1 minut 50 de secunde. 1 minut și 50 de secunde. Te felicit, ai avut o prestație foarte bună, îți mulțumesc foarte mult că ai venit la Autostrada și abia aștept să mai auzim noi piese de la tine și poate ceva proiecte interesante. Cu mare plăcere și dacă aveți tot proiecte interesante, cum m-a chemat și sigur arăt un rezultat mai bun decât la Burac. Am înțeles. Pașa, îți mulțumesc tare mult! Kartingul este marea lui pasiune. An de an organizează campionatul Moldovei la karting, iar acum se luptă pentru construcția unui kartodrom în preajma localității Orhei. Bineînțeles, este vorba despre Serghei Guțu, președintele Federației de Karting din Moldova, care ne va spune mai multe despre acest sport auto chiar acum. Cariera fiecărui pilot de Formula 1 a început de la karturi, acele mașinuțe mici care sunt extrem de rapide și manevrabile. De ceva timp în țara noastră se desfășoară anual campionatul Moldovei de karting, care este organizat de Federația Moldovei de Autosport și în special de Serghei Guțu, un mare pasionat al acestui sport. Pasiunea lui Serghei pentru karting a început în anul 1988, iar deja 3 ani mai târziu devenea campionul Moldovei la juniori. Serghei mai este și un profesionist bun în setarea karturilor, iar astfel o mare parte din piloții care evoluează în campionatul Moldovei îi cer sfatul. Тогда техника у нас была очень сырая, которая приходила с завода. Что касается шасси, рамы, то есть все полностью переделывали, там ступицы, диски, тормоза, все полностью было самодельное, потому что то, что было заводское, оно не выдерживало нагрузок. Двигатель то же самое, полностью перебирался, полный тюнинг, все переделалось, коленвал, сцепление, цилиндр, все-все, коробка передач. То есть от заводского ничего не оставалось, только внешний вид.
То есть, если двигатель там минский развивал мощность 7 лошадиных сил, то после тюнинга он уже больше 20 развивал. Între timp, карturile au evoluat foarte mult. Pasionații de acest sport își pot cumpăra un kart bine pregătit pentru curse, doar că prețul acestora ajunge la câteva mii de euro. În schimb, performanța de care dau dovadă este uluitoare, aderență bună și viteze ce pot ajunge și la 150 de km la oră. Păcat doar că nu avem circuite bune în Moldova pentru acest sport. Мы стараемся проводить в разных городах соревнования. Вообще для картинга существуют стационарные трассы, на которых мы должны проводить соревнования, да, по всем требованиям. Такая трасса, единственная, на которой еще можно проводить соревнования, находится в Григориополе. Ну и она требует ремонта. Вот. Но так как мы, большинство пилотов, находимся в Кишиневе, соответственно, мы должны здесь развивать интерес людей к этому виду спорта, то мы проводим в Кишиневе обязательно гонку на телецентре под мостом. Потом удачно у нас получилось проводить соревнования в Аргееве на центральном стадионе. Вот. В Хинчештах проводили соревнования на площади. Вот. Так что, как получается, и зрителям интересно, и пилотам, и спонсорам интересно. Pe parcursul acestui an în Moldova se vor desfășura 5 etape de karting, iar prima dintre ele va avea loc la data de 26 aprilie pe stadionul din Orhei. Apropo de Orhei, în curând, la doar 40 de kilometri de Chișinău, s-ar putea să avem un circuit de curse care va oferi posibilitatea de a desfășura aici tot felul de competiții auto, iar Serghei știe mai multe despre acest proiect. În teritoriul Moldovei și în radius 1500 km, нет такого спортивного комплекса автомото, который мы задумали в Аргееве. Значит, что это такое? Это на двух участках земли, общей площадью 38 гектар, мы сумели уместить все виды автомотоспорта, начиная от грунтовых гонок, автокросс, мотокросс, я надеюсь, что будут и квадроциклы там, Jeep Cross Trail, там будет специальная трасса с множеством спецсекций, 13 или 15 спецсекций различных. Вот. И вторая половина комплекса – это асфальтовые гонки. То есть это Derek Racing, гонки на ускорение, четверть мили. Это кольцевая трасса для автомобилей, для формул, больше 2000 метров. Кольцо для картинга по высшей категории, то есть можно проводить этапы чемпионата Европы, чемпионата мира, приглашая соревнования. Это участок, два участка трассы для дрифта. Вот. Также на этой трассе запланирован участок для ралли-кросса. Вот. Соответственно, можно будет проводить шоссейные мотогонки, чего у нас пока в Молдавии нет. Запланировано 20 боксов больших, 6 на 18 метров каждый. Над ними трибуны больше, чем на 2000 человек. Также здание управления гонкой трехэтажное с VIP-зоной. То есть это будет европейский комплекс по высшей категории. Deocamdată, la Chișinău nu avem o școală de karting pentru copii. Însă dacă sunteți pasionat de acest sport, piloții ce participă în campionatul Moldovei de karting nu vă vor refuza niciodată să dați o tură. Mai multe reportaje interesante găsiți pe site-ul autostrada.md. În cadrul salonului auto de la Geneva din anul 2014, constructorul bavarez de automobile anunța acest model, seria 2 Active Tourer, care este și primul BMW de serie cu tracțiune pe roțile din față. Bineînțeles că acest model este destinat familiștilor, însă va reuși sau nu să-i convingă, vom încerca să aflăm din test drive-ul Autostrada. Până cu puțin timp în urmă, când spuneai BMW, te gândeai doar la mașini sportive bune pentru viteză. Însă un an în urmă, la Geneva, bavarezii au prezentat asta, seria 2 Active Tourer. Să fi văzut cum au reacționat fanii mărcii la acest anunț. Mulți le-au sărit în cap germanilor că un asemenea model nu își are locul în gama BMW, dar compania nu a dat în urmă, iar seria 2 Active Tourer
a devenit model de serie. Haideți să vedem cui este destinat acest model și ce propune el. Lăsând într-o parte reacțiile fanilor BMW, eu zic că seria 2 Active Tourer arată destul de bine pentru un monovolum. Mașina dă dovadă de niște forme compacte, însă în același timp dispune de toate elementele necesare de design pentru a putea fi identificată imediat ca un model din gama BMW. Interiorul pune accentul pe practicabilitate. Veți găsi aici o sumedenie de spații de depozitare a sticlelor cu apă, dar și a obiectelor mici, cum ar fi telefonul mobil sau cheile de la casă. În rest, planșa de bord nu se deosebește prea mult de cea pe care o găsim în alte modele compacte marca BMW. Pentru că totuși vorbim despre un automobil de clasă premium, materialele pe care le găsim aici sunt calitative și plăcute la atingere. Spațiul destinat pasagerilor spate a fost gândit cu multă minuțiozitate. Astfel, pe lângă posibilitatea de ancorare a două scaune pentru copii, aici mai beneficiați și de suficient loc pentru picioare, iar acest lucru este deosebit de important în cazul călătoriilor lungi. În plus, bancheta spate poate fi ajustată pe lungime, ceea ce poate crește puțin volumul portbagajului. Apropo de acesta, o mașină pentru familie trebuie să fie practică și spațioasă. Ei bine, pentru a deschide capacul portbagajului trebuie să apăsați doar pe un buton, ceea ce este foarte comod și ușor. Portbagajul oferă un volum de 468 de litri, ceea ce este destul de suficient, dar iată, mai puțin cu 20 de litri decât oferă concurentul direct al acestui model, Mercedes-Benz B-Class. Dar dacă aveți de încărcat ceva mai voluminos, iată că puteți rabata aceste scaune doar prin acționarea acestor butoane de aici. Este foarte ușor și aveți un spațiu de încărcare mult mai mare, care ajunge acum pe la 1540 de litri. Însă pentru ca să ridicați înapoi acele scaune, trebuie să o faceți manual. Noul BMW seria 2 Active Tourer este disponibil în țara noastră cu 4 motoare pe benzină și un turbo diesel. Indiscutabil, fiecare dintre acestea se laudă cu un consum bun de combustibil și putere suficientă. Însă odată ce am deschis capota mașinii oferită pentru acest test drive, am rămas de-a dreptul surprins. Haideți să vă spun un lucru. Sub capota acestei mașini probabil se așteaptă toată lumea că stă un propulsor cel puțin cu 4 cilindri în linie, dar nu este așa. Are un motor cu doar 3 cilindri, care are o capacitate cilindrică de 1,5 litri și care desigur este dotat cu sistemul Twin Power Turbo pentru a oferi 136 de cai putere. Asta totul este frumos, dar totuși un motor cu 3 cilindri pe un BMW. Eu vreau să văd cum merge. Standard, această unitate este cuplată la cutia manuală cu 6 rapoarte, însă exemplarul testat a primit opțional transmisie automată tot cu 6 trepte. Dar marea noutate în cazul acestui model este tracțiunea față. Ați auzit bine, acesta este primul BMW cu tracțiune față din istoria companiei din München. Dar să nu uit, opțional puteți dota o seria 2 Active Tourer cu sistem de tracțiune integrală X-Drive. Motorul cu 3 cilindri de 1,5 litri Twin Power Turbo. Ei bine, oferă 136 de cai putere, ceea ce este destul de ok. Singura fază care, iată, este valabilă pentru toate motoarele cu 3 cilindri sunt vibrațiile. La viteze mici, atunci când porniți abia mașina sau stați pe loc, vibrațiile se vor face simțite în volan, iar acest lucru nu poate fi îndepărtat pentru că așa lucrează motoarele în 3 cilindri. Ele nu mai sunt echilibrate la fel de bine ca cele în 4 cilindri. Iar de la asta, iată, na, primești aceste vibrații care nu întotdeauna pot fi plăcute. Ciudat, dar acest motor trage foarte bine chiar și în modul normal al cutiei de viteze. Dar să vedeți cum își schimbă caracterul odată ce veți opta pentru modul sport. Eu am rămas surprins de posibilitățile pe care le oferă acest motor cu doar 3 cilindri. Mi-a fost ceva mai greu să înțeleg suspensia acestei mașini și anume dacă îmi place sau nu. La viteze mici este perfectă. Mașina se simte moale, ceea ce înseamnă că este confortabilă. La viteze mai mari, deja de peste 110-120 de km la oră, acest seria 2 Active Tourer pe drumurile noastre din Moldova, iată, merge cam așa. Deci se lasă purta după denivelările din asfalt. Iar asta nu ți inspiră deloc
siguranță. Așa cum le stă bine monovolumelor, spațiul vitrat este extrem de generos și în cazul acestui Active Tourer. Șoferul are parte de o vizibilitate bună atât în față cât și în spate, unde este ajutat de camera video montată pe capacul portbagajului. Însă iată că în zonele urbane, în cazul manevrelor de parcare, am întâmpinat o mică dificultate. Probabil ați observat aceste spații vitrate din față. Sunt destul de bune în oraș, nu am nicio problemă cu ele și bachiat. Întotdeauna îmi place când ele există la o mașină. De obicei le găsim pe monovolume și asta pentru că pe sedanuri sau pe alte caroserii ar arăta ceva mai urât mașina până la urmă. Însă, din cauza grosimii acestei părți a ușii, eu nu văd decât spațiul ăsta vitrat doar pe jumătate și chiar nu mi-explic de ce sunt atât de mari. Va trebui să mă ridic de pe scaun ca să văd ceva în ele, iar asta nu este prea bine. Și ar mai fi un lucru care nu mi-a plăcut la acest model. Cel mai tare ce nu mi-a plăcut la BMW seria 2 Active Tourer în mișcare este sunetul care vine de la roți. Cursa suspensiei nu se face auzită în habitaclu, ceea ce înseamnă că bavarezii au setat-o destul de bine. În plus au mai și antifonat destul de ok mașina, dar totuși cu zgomotul de la roți nu ai ce face. Pătrunde destul de tare în habitaclu, iar în special când mergeți pe un drum denivelat, va veni foarte tare în interior, iar asta chiar nu mi-a plăcut. Trecând la dotările acestei mașini, veți rămâne surprinși câte sisteme utile vă poate oferi această seria 2 Active Tourer. Eu am avut norocul ca acest exemplar să fie echipat opțional cu o sumedenie de dotări, printre care volanul multifuncțional, acționarea automată a haionului, cameră video spate, scaune încălzite pe față, sistem de asistență la parcare, climatizare automată, LED-uri pentru luminile de zi sau sistem audio cu o putere de 205W. Iată că am ajuns la finalul acestui test drive. Noua seria 2 Active Tourer este un model potrivit pentru o familie. Dimineața puteți duce copiii la școală cu ea, ca mai apoi să faceți toate cumpărăturile necesare pentru casă. Mașina dispune de materiale bune și tehnologii de ultimă oră, iar împreună cu logo-ul de pe capotă, să nu vă așteptați la un preț de cumpărare accesibil. Tradițional am calculat costurile de cumpărare, asigurare și întreținere a unui BMW seria 2 Active Tourer. În Moldova, versiunea 218i, testată de mine, are un preț de pornire de la 21.910 euro. Datorită dotărilor opționale și echipării generoase, protagonistul test drive-ului de astăzi are un cost final de 30.900 de euro. Dacă v-ați dori să procurați un asemenea model în rate, noi vă recomandăm să apelați la Maib Leasing. Cu un avans de 25%, la care se adaugă și comisionul de administrare de 1,5%, va trebui să achitați din start 8.188 de euro, ca ulterior să mai plătiți câte 618 euro timp de 48 de luni. Datorită programului BMW Service Inclusiv inclus în preț, veți putea uita de costurile de deservire a acestei mașini pe o perioadă de 5 ani sau 100.000 de kilometri. Trecând la costurile de asigurare, polița RCA o să vă coste 397 de lei pe an, iar asigurarea casco vă va lua alți 1.298 de euro pentru aceeași perioadă de timp. Emisiunea Autostrada de astăzi a ajuns la sfârșit. Nu uitați că ne puteți urmări și săptămâna viitoare, tot aici, la Canal 3, la aceeași oră. Ne găsiți oricând și pe site-ul autostrada.md, unde puteți vedea toate emisiunile și reportajele noastre, dar și cele mai noi știri auto. Nu ezitați să ne scrieți pe adresa electronică contact@autostrada.md sau pe cea fizică, Chișinău, strada Ghioceilor 1, redacția emisiunii Autostrada. Sunt Constantin Mihalachi și vă dau o întâlnire săptămâna viitoare. Să aveți un Paște fericit alături de cei dragi. Pe curând!